Bun, ce ți-a plăcut și ce ți-a plăcut mai puțin la băieții tăi, ca să revenim la echipă? Bine, avem foarte multe lucruri de rezolvat. Timpul este foarte scurt, din păcate. Jucăm vineri. Înainte de meciul de la CFR am avut doar 3 zile de antrenament. O zi, două zile a trebuit să-i lasă să recupereze după meciul care l-a avut cu Oțelul Galați. Încerc să fac zi de zi, încerc să-i motivez. Foarte multe lucruri n-am timp să le fac acum, n-am timpul necesar. Dar cred eu că pas cu pas vom ajunge la nivelul care trebuie să-l avem. Pentru că avem câțiva jucători care în momentul de față nu sunt la nivelul lor. L-am auzit mai devreme pe Robert discutând despre Ișvan, Ivan și nu numai. Deci eu aș vrea ca toată echipa, inclusiv mijlocașul nostru defensiv numărul 6, să fie un aport important la faza noastră ofensivă, să fie totdeauna un tampon și să fie jucătorul care face balansul între apărare și atac, să dea viteză jocului sau să încerce să tempereze în anumite momente. Sunt lucruri care trebuie să le rezolvăm. Doresc mult mai multă posesie de la jucătorii noștri, pentru că au tehnica necesară și în multe momente pierd mingea foarte repede. Dacă vă aduceți aminte, în prima repriză am avut multe momente unde am câștigat balonul și l-am pierdut foarte repede. Îmi doresc foarte mult să revină Bayram, pentru că avem o problemă cu jucătorii de U21. Este o soluție care ne va ajuta foarte mult, mai ales că are mult mai multă experiență decât Danciu și o capacitate mult mai mare, experiență mult mai mare. Ce înseamnă să revină? Când ar reveni, din ce știi? Sper ca la meciul de vineri Bayram să intre și să joace, probabil o jumătate de oră, și la următorul meci să începem cu el. Este în antrenamente cu echipa, dar la meciul de la CFR n-am putut să-l băgăm. Deci e posibil să joace vineri? Există o șansă să joace vineri, nu? Da, există o șansă foarte mare. Colici, Reghe, Colici? Elvir mai are încă de stat o săptămână și probabil o să intre și el de săptămâna viitoare cu echipa. Și de ce te-am întrebat? Pentru că l-am văzut pe Mitriță de foarte multe ori căutând vârful de atac pentru pasă verticală și venind la susținere. Eu zic, cu Colici voi avea mult mai multe ocazii de poartă, pentru că Elvir Colici este un jucător de creație, un jucător de pasă, un jucător cu care Mitriță sunt convins că va face un cuplu excelent.